Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Gabriel Ploschi, este autorul unei inițiative legislative de sprijinire a elevilor din învățământul românesc prin acordarea unor burse școlare care să stimuleze interesul acestora pentru obținerea unei calificări ce ar trebui să le asigure o bună integrare pe piața muncii. În Parlament există o inițiativă legislativă plecată de la mine, doamnă, nu mai ce zic falsă modestie, adică eu n-am uitat că sunt cadru didactic pe discipline de specialitate și am încercat să fac ceva pentru învățământul profesional și tehnic. Nu o noutate, ci ce am găsit eu bun când am venit în învățământ prima dată. Și e vorba de burse pentru învățământul profesional, cei care vin în învățământul profesional. În momentul de față, bine, că am stricat destule și încercăm să reparăm, se dau 200 de lei pentru cei care sunt la școală profesională. Nu e suficient. Inițiativa legislativă se află în Senatul României și este sprijinită de senatorul social-democrat Liviu Pop, fost lider național al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Rămâne însă de văzut dacă pe acest final de mandat va mai avea timp să parcurgă circuitul legislativ pentru a trece de votul actualului Parlament, lucru puțin probabil ținând cont de anunțata vacanță parlamentară necesară campaniei electorale. Stimularea materială a elevilor care trebuie determinat să urmeze și forme de pregătire profesională se impune din cauza realităților din sistemul de educație post-decembris care au distrus învățământul profesional foarte bine pus la punct înainte de 1989.